Ceau teroriștii, ce faceți? Cum mai merge pe la voi? Ce se mai aude? Toate bune? Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că vă uitați. Vreau să vă mulțumesc și pentru, să-mi cer scuze mai concret, pentru faptul că mă suportați, vreau să vă mulțumesc, dar vreau să-mi cer scuze pentru faptul că n-am mai apărut cu un filmat în ultima perioadă. Am avut o perioadă destul de nasoală, ca să spun așa. Trebuie să golim totul în biserică. Am pregătit deja de la jumătatea lui iulie. În august trebuia să fie goală bisericuța noastră, după cum unii știți. După aceea, din ultimele zile din august, primele zile din septembrie, de fapt, trebuie să punem totul înapoi. Așa că n-am mai reușit să tragem, ca să zic așa, niciun video. Vă mulțumesc oricum pentru faptul că v-ați uitat la ce am făcut până acum. Și astăzi aș vrea să vorbesc un pic despre pasul în spate. Să faci un pas în spate. Pentru că, vedeți, ideea mi-a dat-o, de fapt, niște cărți le-am citit în ultima perioadă, dar mai ales Evanghelia de Duminică. Știți și voi, Hristos urcă în barcă la Petru, îi cere să-l îndepărteze un pic de mal, după aceea învață lumea de pe mal și apoi spune lui Petru, hai să pescuiești, și ăsta pescuiește la adânc, așa se zice, la adânc, și își umple barca de pește. Și la un moment dat îmi place reacția lui Petru. Ieși, Doamne, de la mine că sunt un păcătos, pentru că s-a speriat. No. Și pornind de aici, eu cel puțin, tot timpul încerc să văd ce pot învăța din Sfânta Evanghelie. Ce pot învăța din Sfânta Scriptură. Pentru că omul, oricât de modern ar fi înăuntru, tot așa e ca și atunci. Deci noi, acum, ne bucurăm la fel ca cei de acum 2000 de ani. Ne întristăm la fel. Și avem o grămadă de lucruri. Chiar dacă știm noi multe, folosim internetul, folosim camere, tehnologie, suntem super avanțați față de ei. Dar ideea e asta, dragilor. Înăuntru, sufletește, suntem la fel. Și atunci, eu îi spun Evanghelia pasul în spate, pentru că primul lucru, pentru ca Hristos să aibă o privire de ansamblu și să poată vorbi cu toți, fără să apară interferențe, să zicem așa, zgomot, gălăgie, fără să fie nevoie să urle, ca să-l audă toți, se îndepărtează un pic de mal. Îi cere lui Petru să se îndepărteze un pic de mal. Și apoi, după ce termină de povestit cu toți, îl ia pe Petru și îi spune, hai, acum pescuiește la adânc. Eu, cel puțin, adaptând la viața mea învățătura din Evanghelie, i-am spus tot acum, vă ziceam, pas în spate. Pentru că întotdeauna, când e multă hărmălaie, multă gălăgie, cum e perioada asta cu COVID-uț, de exemplu, e bine să faci un pas în spate. Nu numai ca să auzi ce vrea să-ți spună Dumnezeu care urcă cu tine, care e lângă noi tot timpul, ci mai ales ca să poți avea o privire de ansamblu. Bineînțeles, pasul ăsta în spate nu poți să-l faci fără efort. Trebuie să te mai deconectezi, să te dezobișnuiești de anumite lucruri, să cauți liniștea, că nu ți-o dă nimeni. Și atunci Petru, stând cu Hristos în barcă mai departe de mal, trebuia să vâslească, pentru că barca stătea pe loc așa. Înțelegi? Deci a făcut și el efortul. Petru și cu Dumnezeu, omul cu Dumnezeu, ca să stea departe, trebuie să facă omul un pic de efort. Să ai o privire de ansamblu. Să vezi cum merge treaba în afara gălăgiei. Un pic să tragi cortina, ca să zicem, să te uiți în spate să vezi ce. Înțelegeți voi? Mie totdeauna mi-a plăcut să fac pasul ăla în spate, să observ și apoi să mai trag un picuț la o parte perdeaua, să văd după ea ce-i totuși. Mai ales când prea multă lume declară că ne vrea bine, atunci din ne uita să vedem de ce. Pentru că asta e prima întrebare care îți vine în minte. Ok, ok, hărmălaie, gălăgie, pro-vaccin, contra-vaccin, nu contează. De ce? De ce ăla e pro, de ce ăla e contra? Înțelegeți? Pentru că fără asta, fără o analiză critică și pasul în spate, e riscul să o luăm raznă. No. Și atunci, adaptând la viața noastră, pasul în spate, și ce fain e. Pentru că încep să, eu cel puțin, încep să mă întreb de ce trebuie să-mi petrec 10 ore la muncă. Am început să mă întreb cu ani de zile în urmă. De ce? Pentru că, vedeți voi, viața unui om nu-i numai muncă. Viața unui om înseamnă și nevoi sufletești. Părerea mea, trebuie să mai citești un pic, să ai timp de tine, să ai timp să te analizezi, să ai timp să te rogi. De ce nu?
Și mai ales, ca în Evanghelie, să ai timp să pescuiești în tine. Vezi ce poți scoate de acolo. S-ar putea să ai surprize neplăcute. Serios. Când vezi câte lucruri, de multe ori, ce monștri putem scoate. Știi? Asta e ideea. Și atunci, după toate astea, eu cel puțin ne-am explicat încă un lucru. Fain de tot. De ce comunismul și, în general, sistemele totalitare au avut ceva cu intelectuali și cu oamenii care nu-și țineau gura? Cam asta e ideea. De ce oare? De ce în ziua de astăzi te trimite lumea, te face să muncești mult, de exemplu? Că tot vorbim de muncă. De ce? E, și mi-am dat seama că, de fapt, oamenii ăștia, că, de exemplu, luați o listă cu cei persecutați de comunism, numai la Aiud și o să vedeți. Pentru că un istoric, de exemplu, poate fi un pericol. Trebuie să iei de el. Pentru că ăla, dacă face un pas în spate, vine și îți spune, bă, știi ceva? Ceea ce tu propui s-a mai întâmplat. Și uite ce dezastru a ieșit. Înțelegi? Ce pot să zic? Imperii. Cine știe istoria Imperiului Roman, Imperiul Persian și altele, își dă seama că Imperiul American, cum zic unii, la un moment dat o să cadă, n-ai ce face. Și atunci apar dezordine, apare gălăgie. Deci, pe un om care cunoaște un pic de istorie, nu, care își face și un pas în spate, n-ar trebui să-l surprindă nimic. Toată tâmpenia asta ce iese în evidență cu pandemia, o mai fost. O fost și când o tras cabluri de curent în Paris. Documentați-vă. Înțelegi? Nu e nimic nou. Asta ți-ar spune un om care studiază istoria sau are habar. Apoi, tot comuniștii și sistemele astea mai totalitare, inclusiv în ziua de astăzi, până la urmă, au persecutat un pic filozofii, de exemplu. Oameni care studiau idei. Pentru că omul modern consideră că doar lui, doar el a ajuns la anumite concluzii. Ba nu, nu e nimic nou. Grecia, acum 2000 de ani, au descoperit o grămadă de chestii gândindu-se doar, o grămadă de idei, o grămadă de democrație, de exemplu. Nu e nimic nou. Nu e în varianta care știm noi acum. Dar dacă studiezi, citești un pic și faci un pas în spate, îți dai seama că, de fapt, lumea în care trăim e o sumă a tot ce a fost deja. Și partea faină și care e, având o privire de ansamblu, știi cum să te ferești de toate treburile astea. Un sociolog, de exemplu. Cum credeți că a reacționat un om care cunoștea foarte bine, s-a ocupat cu studiul societății, de exemplu, și a relațiilor interumane, când i-a auzat pe comuniști vorbind de societate multilateral dezvoltată? Cum ar fi și în ziua de astăzi multitasking, de exemplu. Asta un psiholog s-ar putea spune că e riscul să o iei razna, nu faci nimic bine. Un sociolog, vezi că renunți la relații. Și când renunți la relații, ce iese de acolo? Înțelegeți? Ar fi spus în momentele alea și probabil că o și spus-o, că altfel n-ar fi ajuns în pușcărie o grămadă de oameni. Păi, fraților, societatea multilateral dezvoltată e o tâmpenie. Omul nou, pe care îl ții la muncă 10-12 ore, îl omori. Ăla nu e om nou, e om tâmpit. Te tâmpești dacă lucrezi prea mult. Nu mai știi să alegi. Și așa mai departe. Numai că în ziua de astăzi se pune accentul pe consum și într-o vreme se pune accentul tocmai pe control și anihilare. Na, un psiholog, păliu, cum ziceam mai înainte. Cel mai fain mod de a controla o persoană e să o ții ocupată cu lucruri mărunte. Serios. Nu mai are timp să se gândească, nu mai are timp de nimic, eventual îi creezi și niște nevoi, că atunci se ocupă, îl ții ocupat, cum zic italienii, per forța, obligat forțat. Știți? N-ai de ales. Când te-ai băgat curate, gata treaba, nu mai poți să zici nu. Accepți aproape orice. Înțelegeți? Aici e problema. Asta e și problema societății în care trăim. Ne-o creat nevoi, ne face să consumăm mai mult decât ne permitem și să trăim pe datorie. Și automat nu mai ai timp să faci pasul în spate. Și dacă îl faci, îți dai seama, nu-ți mai permis să spui, bă, gata. Nu-mi place cum merge toată treaba, mă dau un pic înapoi, iau o pauză. În niciun caz. Apoi, cum ziceam, muncitorul. Pe vremea Ceaușescu, de exemplu, toată lumea trebuie să fie ocupată și din cauza că, dacă se cunosc prea bine, e riscul să se adune. În ziua de astăzi, e la fel. Dacă îți cunoști vecinii, îți cunoști, ai o grămadă de prieteni, ai timp să socializezi, cu alte cuvinte, e riscul să devii un pericol pentru sistem. Pentru că atunci ai unii pe toți și automat ce nu funcționează scoți în evidență. De ce?
la noi cel puțin, și am văzut că și în Occident, nu-i reacție la abuz. E, nu-i problema mea, nu mă privește. Nu? Mi se pare o reacție normală. Dacă nu faci un pas în spate, să te întrebi și de ce, să analizezi un pic ce e în spatele bunilor intenții, e riscul să îi razne. E riscul să alergi ca nebunul, să consumi, să muncești 80 ore ca să consumi după aia restul timpului ce îți rămâne. Și nu e normal. Apoi ar mai fi pasul ăsta în spate, care eu îndemn pe toată lumea să-l facă. Când vrei să-ți cumperi un lucru, dă-te un pic înapoi și pune întrebarea simplă. Chiar îmi trebuie? Serios. Chiar am nevoie? Nu pot trăi fără? Merită să mă bag cu niște rate pe câțiva ani pentru, așa, pentru asta? Asta e ideea. Eu asta am învățat din Evanghelia de Duminică. Trebuie să dai un pas în spate, să faci un efort. În primul rând, câteodată trebuie să scaci orgoliu. Cât ca să poți să întrebi dacă chiar întrebă BMW-ul ăla sau Audi sau ce-o fi. Mașina asta scumpă, de exemplu. Sau vila nu știu care. Atunci îți calci pe orgoliu și spui, bă, nu prea. Pentru că asta înseamnă ani și ani de muncă. Și să nu uităm, fiecare bănuț câștigat cu muncă, îi timp din viața fiecare pe care l-a dedicat muncii. Aici e problema. De aceea, fraților, cu... că tot am reluat-o, cu video de astăzi, cu filmatul ăsta, asta vreau să vă spun. Faceți un pas în spate din când în când. O grămadă de lume urlă și rage. O grămadă de lume care ar trebui să tacă, vorbește în ziua de astăzi. O grămadă de lume care ar trebui să vorbească, de multe ori tace, și pentru că își dă seama că n-are sens să mai vorbească. Cine ar mai sta acum să asculte un specialist? În primul rând, toți specialiști. Dar care dintre ei e mai specialist ca el alții? Înțelegi? Și aici iar nevoie din pas în spate. Eu asta am făcut un an și jumătate până m-am dus să mă vaccinez, să știți. Am analizat, am scormonit, pentru că e greu să găsești o informație justă, nealterată de pasiuni, ca să zicem așa. Serios, fraților. Asta e mesajul de astăzi, asta vrea să fie. Nu trebuie să fii un intelectual, dar trebuie să ai un pic bază, ca să poți să analizezi critic. Și asta nu ne învață la școală. Analiza critică nu te învață la școală. Hristos, asta ne îndeamnă să facem. Să analizăm critic ce face lumea, ce îți dă lumea, ce e riscul să-ți ia lumea și ce poți să pierzi. Dacă nu ai capacitatea de a analiza un pic, e gata treaba. Dacă nu faci un pas în spate ca să vezi totuși, bă, e bine ce fac, e bine, e bună direcția în care merg. Iar important e că să nu uităm un lucru. În primul și în primul rând trebuie să-L avem pe Dumnezeu în barca noastră. Când încerci să te îndepărtezi de mal, e nasol să te îndepărtezi singur. Pentru că și riscul să o iei pe alături după aia. Cu Dumnezeu în bărcuța noastră, se poate întâmpla că atunci, într-adevăr, să-L auzim. Când te îndepărtezi, când ești din Hărmălaie și Dumnezeu vorbește altfel cu om, în general. Serios? Atunci poți, într-adevăr, dacă faci cât de des poți, o analiză critică la ce se întâmplă și ce ți se întâmplă și ce faci tu să se întâmple, poți să dai seama, bă, asta nu a mai fost coincidență. Prea la fix s-o picat. Serios? Cu Dumnezeu lângă noi și cu pasul în spate, măcar din când în când, putem face lucruri extraordinare. Uitați-vă la călugări. Un călugăr are timp să muncească, are timp să se roage, are timp să analizeze. Înțelegi? Asta e ideea. Un călugăr are timp de toate. De ce? Pentru că s-a dat, a ieșit din Hărmălaie, a făcut pasul ăla în spate. Nu că a renunțat la lume, că tot în lume trăiește până la urmă. Nu trăiește pe lume sau în altă dimensiune. Dar a renunțat, de fapt, la Hărmălaie lume. Înțelegi? Că e greu să faci un pas în spate. Dar trebuie. De aceea, fraților, pe unii dintre voi care sunteți pe aici prin zonă, vă aștept la spovedit, vă aștept la împărtășit. Cu ajutorul Dumnezeu să putem face pasul ăla în spate, necesar. Dar voi ăștia alți care nu sunteți prin zonă, insistați să mergeți mai des la Sfânta Mărtășanie, să-L las pe Dumnezeu. Știu, nu-i simplu, avem o grămadă de prejudecăți legate și de asta, avem o grămadă de băbuțe care știu ele tot. Mai avem și preoți care câini de pază la potir. Avem de toate, dar caută omul ăla care să te împărtășească când vrei, când simți nevoia. Așa nevrednic cum ești tu. Dar cine e vrednic până la urmă? Înțelegeți? Și mai ales, deschideți ochii, pasă în spate.
Serios, o buță. Fără. Până nu-i prea târziu. Că s-ar putea, am observat, am pe aici câțiva creștini care au făcut pasul în spate ce-i drept. Ba chiar și-au dezvoltat și capacitatea de analiză critică. Dar după ce i-au oprit medicul și nasol, când ajungi să te îmbolnăvești deja, e mai greu. Nu mai faci față așa ușor. De-aia, fraților, rupeți-vă timp pentru voi. Dedicați o parte din zi muncii, o parte din zi propriei persoane, timp pentru tine, cu alte cuvinte, altă parte din zi lui Dumnezeu, că de fapt timpul pentru tine și timpul dedicat lui Dumnezeu sunt cam pe acolo, cam același lucru. Apoi, un pic de timp pentru copii, pentru soție sau soț, dacă ai copii, dacă nu pentru prieteni, pentru citit o carte, pentru văzut un film, un documentar, trebuie. Nu o să vă zică nimeni niciodată, bă, ați muncit destul, gata, ia o pauză, du-te. Nu aștepta vacanța pe care ți-o dă șeful, concediu. Ia-ți o vacanță de jumătate de oră. Pentru mine, cel puțin, fiecare carte ce o citesc, e o vacanță. Mă deconectează de la realitatea lumii și mă duce într-altă lume faină. Cam asta era. Asta era ce vreau să vă spun astăzi. Și în cazul în care chiar vrei și poți, acum am înțeles că avem un cont de PayPal, avem și posibilitatea, bineînțeles, a să fac trimitere bani prin bancă. Dacă vreți să ne ajutați să putem merge înainte cu canalul, să putem merge înainte, nu-mi place să cer, asta e tot. Mă simt așa, asta e prima oară când deschid subiectul ăsta și o să mai deschid de câteva ori că nu o să am de ales, dar dacă vreți să ne ajutați să mergem înainte cu canalul sau să ne ajutați cu activitățile care le avem în parohie, că mai în perioada asta, neavând alte activități decât ajutorarea celuilalt, chiar am făcut-o. Numai că resursele sale care sunt, avem nevoie de ajutor tot timpul ca să putem să-și ajutăm. Înțelegeți voi? Da, poți, vrei, aici jos ar putea să găsești un link spre PayPal, un link spre, sau acum, datele legate de contul parohiei, dacă nu intră la descriere sau ceva de genul ăsta, în cazul în care vrei și poți. Nu, v-am zis, nu-mi place să cer. Ce pot să vă cer e doar atât, să aveți grijă de voi. Faceți cât un pas în spate din când în când și nu uitați, lumea în care trăim nu e nici bună, nici rea. Depinde cât îi dai. Că dacă îi dai prea mult, poate să devine rea și cere. Vorba părintele Nicolae Steinhardt. Dacă unul îți cere cu lingurița, tu ce vrei să dai cu clonicul? El se întreba așa. Și tot el vorbind de libertate, zicea tare fain. Că sistemul, orice sistem, te consideră un pericol când nu are cu ce să te prindă. De aia, să nu dăm posibilitatea sistemului, indiferent că e vorba de sistemul capitalist sau cum a fost sistemul comunist sau ce-o fi. Să nu dăm posibilitatea sistemului să ne prindă. Asta e tot, ca să fim liberi. Ca să fii liber, să te oprești, trebuie să ai cât mai puține rate posibil, de exemplu. Să fii liber, să-i spui șefului tău, știi ceva? Munca pe care o fac nu provoacă nicio bucurie. Tu mă mănânci nervii. Nu mai te suport. Am plecat. Iar trebuie să nu ai nimic mare lucru după cap. Să-ți permiți să spui, bă, 3 luni de zile și dacă stau acasă, n-am nimic. Am făcut-o de câteva ori. Nu-i ușor. Nu-i simplu. De multe ori e greu să strângi un bănuț ca să-l ai pentru zile negre, dar se poate. Nu e imposibil. Știu, să-mi ziceți acum, da, că popa își permite, dar nu. E, nu. Să știți, am o parohie, în perioada în care în parohie erau cam 20-30 de euro intrările pe lună, mi-a primit să-i spun șefului meu, știi ceva? Eu de mâine nu-s mai vin. Nu mă interesează. Mi-a mâncat nervii, mi-a mâncat sănătatea și timpul. Și am de gând, aveam atunci o fetiță, fiica mea cea mare, pe care creștea fără tată, concret. Plecam de acasă, dormea, ajungeam acasă, dormea. 12-14 ore pe zi. Știu cum e. Dar am făcut-o, n-am riscat. Înțelegi? Pentru că mă uitam și la Doamne, Doamne, un pic, și știu sigur că în momentul în care ești stresat, ești agitat, nervos, săcăit de problemele lumii, nu mai ai timp și nici chef. Nici pentru tine, nici pentru ceilalți. Și mai ales să stabilești o relație sănătoasă cu cei lângă tine. Nu contează că e vorba de copii, e vorba de soție sau soț, de familie, de prieteni. Nu contează cei lângă tine. Când ești tot timpul nervos și agitat,
ce ai rezolvat. Și apoi să o luăm pe aia altă. Când ești tot timpul, ce știi dator, doar ca să vadă lumea, iar nu-i fain. Nici atunci nu mai poți să te oprești. Nici când medicii te opresc, nu ești în stare să te oprești. Aveți mare grijă. Lumea face ce-o făcut întotdeauna. Ne tentează. Pentru că, spre deosebire de mine, de exemplu, lumea în care trăiesc are alte interese. Eu am interesul meu sau ar trebui. Lumea nu. Ce știu eu? Cei de la Coca-Cola au interes să vândă Coca-Cola. Nu puteți că mi-am face rău. Dacă eu o iau, cei de la Mercedes au intenția să-și vândă mașina. Nu? Unul cu agenție imobiliară are intenția să vândă o casă cât mai mare. Profitul e mai mare. Și tot așa. Deci lumea cum a zis, nu e nici bună, nici rea. Depinde de noi. Poate fi o lume rea, într-adevăr. Dacă tu o faci, îi dai voie să-ți intre prea mult în viață, deja începe să-i vină o lume rea. De aia, nu uitați, pasul în spate, cu Dumnezeu în bărcuța noastră și cu toți în barca mare, care e biserică. Ne-am părtășit, fraților. Nu uitați, singuri nu putem face mare lucru. Cu Dumnezeu în echipă e altfel. Funcționează altfel. Cam asta era. Dacă v-a plăcut ce v-am spus eu aici, nu comentați voi acolo jos, dați-mi idei, sugestii. Când dat-o să începe mare cu pastilele de catehism, când am observat că pastilele, cum le-am gândit până acum, sunt două, trei care au mers, cu proscomedie, așa, atâta tot. O să schimbăm un pic și o să vă dezvălui secrete, fraților. Lucruri pe care nu le vezi dacă vii la slujbă. Vorba vine secrete, așa îmi place mie să-i spun. Cam asta e. Vă doresc din suflet să fiți cuminți, să aveți grijă de voi și apoi cred că odată la două săptămâni o să ne vedem și aici pe canal. Dar până atunci nu uita un like acolo jos, mai un comentariu sau un dislike, ce vrei tu. Important e să nu uitați un lucru, să aveți mare grijă de voi. Dumnezeu să vă ajute, dragilor. Ciao, ciao!